Pe contul de Facebook, Academia de Fotbal Mușcelul Câmpul Lung a anunțat încă un transfer pentru acest sezon al Diviziei D. Este vorba despre Iulian Tameș, fost jucător al echipei Dinamo București, cel care a îmbrăcat de 5 ori și tricoul echipei naționale. Iulian Tameș a evoluat și pentru ARO Câmpul Lung în perioada 1999-2000, fiind unul dintre cei mai buni jucători mușceleni în acel sezon, cu 31 de prezențe și 6 goluri marcate. A fost momentul care l-a propulsat spre fotbalul mare, transferându-se la Dinamo în Liga 1, cu care a evoluat în cupele europene, a făcut pasul la echipa națională și s-a transferat peste hotare în Rusia la Alania Vladikavkaz. Este un jucător experimentat de care echipa Academia din Câmpul Lung cu siguranță va avea nevoie și care va debuta cel mai probabil chiar la sfârșitul acestei săptămâni. Chiar în această vară, Iulian Tameș a evoluat la Câmpul Lung cu ocazia meciului demonstrativ programat de zilele municipiului între ARO și Academia Mușcelul.